Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay. Astăzi îl avem ca și protagonist pe Greuceanu, al nostru prieten, care a jucat pe harta Tundra cu M48 Patton. M48 Patton fiind un mediu american versatil, ceea ce ne spune despre tank că se poate juca în mai multe feluri. Cred că ar fi interesant să cunoaștem un pic și muniția tankului. Tankul folosește ca și muniție AP un APCR cu un 390 damage și un pen de 268 mm. Ca și muniție gold folosește un gold hat cu un damage de 390 la o penetrare de 330 mm. Ca și head, damage-ul este de 480, iar penetrarea de 53 mm. Totodată aim time-ul tankului este de 1,82 de secunde. Patton, având un top speed de 45 de km la oră, nu este un tank foarte, foarte bun pe viteză, dar destul de ok pe partea de armură și gun. Reload-ul este de 8 secunde pe standard. Se poate scădea mult mai mult reload-ul cu anumite module și echipamente pe care să-ți permită acest lucru, echipaj și așa mai departe. Ca și armură, pe hull armor are un 152 mm, pe turelă, având o armură de 254 mm, și un view range de 420 mm. Ca și zonă de joc, Greuceanu a venit aici în zona unde de obicei să duc medile. A făcut destul de mult damage aici, focusând foarte bine pe foși acolo, farmându-l practic. Foarte atent aici, de altfel, Greuceanu. Aici un shot care trebuia practic să fie damage, dar un unghi puțin mai slab. Și aici o poziție foarte bună de luat în evidență, poziția asta. Mai furăm de la Greuceanu și noi câte una. Te urci acolo spre piatra respectivă și ai o posibilitate de shot mult mai bună acolo, cu condiția să ai și cover, să nu fii singur pe aici. Moment când și Greuceanu constată deja chestia asta și încearcă să retragă, nu înainte de a-i mai băga odată mințile în cap la TT-ul. Și încă una, ca să fie bine, să nu fie rău. Are aici un foș lângă el care practic ar fi trebuit să intre în stânga lui, în stânga lui Greuceanu, și să-i dea suport de acolo. Dar probabil că încarcă foșul. Acum se hotărăște să urce. În continuare, Patonul focusat acolo, focusat pe zona de TT-ul, moment în care își face relocarea. Foarte atenți dacă sunteți la acest match, o să vedeți că Greuceanu pur și simplu confirmă ideea de tank mediu versatil, tocmai prin simplu fapt că își modifică mereu poziția, fiind foarte atent la hartă și jucând acest tank cu o lejeritate care îi permite să facă un match frumos. Aici l-a văzut pe Type 68, i-a dat un shot, din nou atent aici și pentru Foș și Patton, care încearcă să meargă spre CC-ul. Moment în care din nou se relochează în funcție de țintele pe care le are. Cred că partea de tank versatil exact la latura asta se referă. Niciodată nu stai cu tankul într-un singur punct, mai ales că ești un mediu, ești un mediu care ar trebui să dai suport peste tot. După cum vă uitați și la Greuceanu, el tot timpul se uită pe hartă în toate direcțiile de unde sunt ținte și încearcă să vină cu suport exact acolo unde este nevoie. Aici foșul care a rămas acolo, foș B-ul,
a venit prin baltă și s-a relocat în partea din dreapta lui Creuceanu. Iar aici un shot foarte bine plasat la T-ul Foșului îl scoate din baza de date. Rămâne schimb acolo sus pe deal TT-ul destul de periculos. Aici un shot înspre Type. Nu știu unde s-a dus proiectilul ăla. Probabil că vorba noastră ca să ne încurajăm unii pe ceilalți s-a dus în cutiile de Crăciun. În cutiile de Crăciun vom avea ambalat frumos un proiectil pe care va scrie eu am dispărut odată când m-ai tras și am venit odată cu renii lui Moș Crăciun înapoi. Bineînțeles, dacă dai puțin cu cardul, că altfel nu vin cutiile. În continuare aici a focusat frumos acolo Greuceanu, încă un ding. Și din nou relocare. Relocare mai aproape de ținte și în felul ăsta cu posibilitatea de a-i da STB-ului un pic planurile peste cap aici. Un shot frumos. Stă la bătaie STB-ul, deși creștește aici, pentru că el fiind jos, iar patonul sus, are poziție de a-l lovi deasupra pe cupolă. Îmi administrează un shot acolo și lui Type, care doar îi explică, vezi că sunt eu aici. Îl dă pe Maxalier. Din nou, STB-ul urcă. Încastrează de la paton de pe deal. Aici cât de frumos 50 TP-ul era la grătar, omul nu știa nimic de unde vine ploaia și care treaba. A încasat acolo și mai mult ca sigur e doar carne de tun în poziția în care el, având și în față tank și în spate. Încasează shot după shot. Ia să ai, să duci cu tine. 7000 până acum damage pentru Greuceanu. Deja aici se cam îngroașe gluma, TT-ul acolo sus pe deal. Și Type-ul care a hotărât să facă push-ul pe apă. Aici nu s-a aruncat Greuceanu la bătaie și foarte bine, pentru că aici este o zonă foarte ciudată. În momentul când ieși, îți arăți toată partea laterală tankului care urcă din apă. Cel mai bine să stai exact aici în zona unde e el. De aici îl lovește pe Type. Type-ul trage ușenil acolo. Și în momentul de față Type la garaj. 7600. Un blind acolo sus. Mi-a plăcut foarte mult cum a jucat cu patonul pe această hartă. Se vede clar nivelul de joc pe care îl are Greuceanu, stilul relaxat de a juca. Asta contează foarte mult în meciuri, pentru că în momentul când ești agitat, când nu ești destul de relaxat pe joc, nu faci altceva decât să tragi aiurea. Pe lângă RNG-ul care ne pune de fiecare dată bețe în șenile, mai ai și partea asta în care te precipiți, nu ți iese meciul cum trebuie. Din nou o relocare pentru Paton. Și TT-ul în momentul ăsta și-a luat acolo mare plapumă. Leopardul i-a băgat cablu. Să dau încă blinduri aici. TVP-ul și-a luat și el bagheta magică și-a luat pachetul. Și în acest moment meciul deja practic e scris. Mai sunt două tankuri, STB-ul și VT-ul. VT-ul ar putea să fie periculos, dar este pe bază, se pare că clocește VT-ul. STB-ul în spate. Nu a tras aici patonul pentru că nu avea nicio poziție foarte bună și nici n-a irosit proiectilul. Foarte important și chestia asta, să vă uitați tot timpul la câte proiectile mai aveți.
ce aveți pe țeavă ca și proiectil și ce veți face cu proiectilul respectiv. Aici o alunecare tip Ronaldinho de pe deal jos. A speriat aici Greuceanu un pic cai în motor la paton. Dar cu pâr ca caia motoretă daulița Bizigania pâr o luăm la deal frumos și încercă să îl pleznească pe STB aici. Un 7900 pentru Greuceanu, un meci foarte frumos, mi-a plăcut relaxarea cu care a jucat meciul ăsta și în același timp a folosit tancul exact pe domeniul pe care este conceput tancul, ca un mediu versatil. Asta înseamnă că te poți să te relochezi în timpul meciului în funcție de ceea ce meciul îți oferă și în funcție de pozițiile pe care le are echipa ta și inamicii pe hartă. El s-a relocat de fiecare dată foarte bine acolo și a dat suport echipei. STB-ul a vrut să taie spârleazul pe acolo, dar s-a luat curentul foarte rapid. Un meci foarte frumos, un meci ca la carte. Bravo, Greuceanu!